Bună seara, doamnelor și domnilor! M-am întors. V-ați prins pentru că tocmai m-am întors. Amuzant, nu? Am văzut pe TikTok un clip cu 7 întrebări pe care ar trebui să vă le punem mamei noastre cât timp mai avem. Așa că am făcut rost de o mamă și de cele 7 întrebări și acum o să îi le adresăm să vedem ce răspunde. Ești pregătită? Să zicem. Perfect. Prima întrebare. Vreau să știu care este cea mai frumoasă amintire a ta cu noi doi. Cea care îmi vine în minte acum este de când erai tu bebeluș. Așa. Și am o imagine în care aveai o lacrimă pe obraz și erai super, super dulce. Tu plângi acum? Da, să deci... Dar deja de la prima întrebare, stai puțin. Deci avem o poză acasă, să-ți arăt. Așa. Deci aia e imaginea. Mi-ai făcut poze când plângeam? Da. De ce? Făceam foarte multe poze când erai mic. Și de ce plângeam? Nu știu, nu aveai un motiv, erai bebe, nu puteai să-mi spui. A doua întrebare, da? Cum a fost primul an ca mamă tânără? Eu eram chiar foarte tânără, 21 aproape când te-am născut. Și am luat-o ca atare, adică nu știu, n-a fost greu, a fost chiar foarte ușor, foarte frumos. Dar ai fost stresată așa când ai aflat că o să afli, când ai aflat că o să devii mamă? Sau? Da. Ai fost stresată? Da, chiar puțină depresie. Mi-a fost frică. Pentru că eram foarte tânără, nu știam absolut nimic, eram nou ajuns în Israel. Bani n-aveați? Nu știu dacă era vorba de bani, atunci nici nu mă gândeam la asta. La 20 de ani nu prea te gândești la multe și nu știam exact cum o să mă descurc eu ca mamă. Dar te simțeai pregătit așa să fii mamă? Nu, nici nu m-am gândit că am să fiu mamă atunci. Tatăl tău a fost cel hotărât. A venit acasă și a spus, nu? Că o să avem un băiețel și am avut un băiețel. Chiar deloc n-a fost greu, pentru că era vara, era în Israel, afară cald, ieșeam tot timpul. Fiind foarte tineri, necunoscând nimic despre ce înseamnă să ai un copil mic, tot timpul ne se părea că ai ceva, că nu respiri cum trebuie, că ai febră. Și în fiecare weekend ajungeam la doctor. Degeaba. Întrebarea numărul 3. Există ceva în istoria familiei ce a ținut secret? Nu. Am fost deschisă cu voi tot timpul. Cred că știți asta. Întrebarea numărul 4. Care este cel mai drăguț lucru pe care l-am făcut pentru tine? Nu știu. Acum chiar nu îmi vine în cap. Dar îmi plac foarte tare Crăciunurile noastre împreună. Acasă amândoi. Și sunt multe cadouri. Sunt sub brad când toată lumea cumpără cadouri pentru toată lumea. O tradiție, să zicem așa, la noi în familie. Întrebarea numărul 5. Ce-ți dorești cel mai mult pentru copiii tăi? Să fie fericiți. Sănătoși, în primul rând. Sănătoși și fericiți. Și să fie bine, indiferent ce înseamnă bine pentru ei, să le fie bine. Întrebarea numărul 6. Vreau să-mi spui care este cea mai bună și cea mai rea parte la îmbătrânire. Fiecare vârstă e cu frumusețea ei. Eu, în clipa asta, spun că sunt la cea mai frumoasă vârstă a vieții mele deocamdată, că nu știu ce o să fie mai încolo. Dar mie îmi place foarte tare vârsta pe care o am acum. A, deci ție asta îți place? Nu poți zici, nu știu, cât cea mai tare a fost la 25, la 30? La asta? Asta este, pentru că copiii mei sunt mari, fiecare pe drumul lui cât de cât. Și acum, efectiv... E perioada aia de relaxare, ai terminat, ți-ai făcut treaba? Oarecum da. Dar fiecare moment al vieții a fost frumos. Adică m-am bucurat și de copilăria voastră, m-am bucurat de toate momentele, nu știu, și prima serbare, care a fost super emoționantă, și fiecare etapă e frumoasă. Dar ți-i vine să plângi. Serios, deci nu că vine să plângi. Așa e, fiecare moment al vieții e frumos în felul lui. La vârsta asta am timp pentru mine. Fac ce-mi place mie. Oricând pot să fac ce vreau eu. Cum fac și eu, teoretic. Doar că tu, după ce ai făcut copii și după exact, ce ai crescut. Când mergi la dansuri și la sală și la din astea? Da. Când ne-am cu prietenii. Ieșim la cărți, ieșim la... Jucați whist, jucăm whist, jucăm, da. Vă îmbătați. Adică exact ce facem și noi. Unii dintre noi. Cucu, tu vezi că ea descrie exact activitățile pe care noi le avem? Distracțiile rămân aceleași, doar că în puncte diferite ale vieții. Și întrebarea numărul 7 și ultima. Care e un lucru pe care vrei să nu-l uit niciodată?
să nu uiți niciodată că noi, părinții tăi, suntem alături de tine oricând și orice ai face. Chiar dacă faci lucruri bune, chiar dacă sunt mai puțin bune. Numai belele face copilul. Da, nu, chiar are și părțile lui bune. O singură dată a fost cu adevărat supărată pe mine. Eu știu. Când? Ia, hai zi dacă știi. Când nu ți-a mai răspuns, când ți-ai făcut tatuajul ăsta aici? Da. Nu ți-a mai răspuns vreo 3 zile la telefon? Da. Pentru că mi-a zis așa, când am început să-mi fac tatuaj, mi-a zis, nu-ți mai face, după mi-a mai făcut. Și mi-a zis, ok, dar măcar nu-ți face la vedere, după mi-am făcut la vedere. Ceea ce am zis și eu. Și după a zis, ok, măcar nu-ți face pe față, și după mi-am făcut pe față. Deci tot așa, și acum probabil, nu știu, mai departe, oricum nu mai am de să merg. Deja, nu mai contează. Să zici doamna Dina, că și eu am spus să nu-și facă pe față. Și mi-am făcut. Și tu tot mama mea ești, și tu tot prietenul meu ești, așa că nu știu ce vă plângeți. Așa este. Dacă ați fost vreodată dezamăgită de el, dacă v-a dezamăgit cu ceva, da. Cu de tatuajele pe față. În rest, am mai fost stresată tare din cauza lui. În clasa 12, când nu voia să-și dea bacul, foarte tare m-a stresat în sensul că lui nu-i trebuie bac. A fost cât pe ce să nu dea bacul. Da. Și ai fost stresat atunci tare? Foarte tare. Da, cred da, dar că vezi știi. Că viața mea a funcționat exact cum mi-am imaginat eu și cum mi-am dorit eu. Cine știe peste ani? Doamne ferește să-mi trebuiască facultate vreodată. Doamne ferește. Mai bine erați voi bogați, nu mai trebuiați nici șef, nici nimic. Da, nu, așa e adevărat, dacă nu s-a putut. După posibilități, bă, ai încercat? Nu. Câți copii crezi că o să aibă Alex? Sper că doi. De Alex chiar nu știu câți copii își dorește și... Dar ce, de Nicol știi? De Nicol, da. Nicol vrea 3. Și eu tot 3 vreau. Da? Da. 2 băieți și o fată. Așa voiași, tati. Numai că nu i-a ieșit. Păi mai trebuia să faceți unul. Da, el voia. Și tu n-ai mai vrut? Nu, eu am vrut tot timpul băiat și fată. Eu am vrut gemeni inițial. Așa aveam eu. Aproape gemeni. Da, ei sunt aproape gemeni. Uite, vezi, Nicol vrea nuntă pe plajă. Păi da, și eu tot așa, asta ceva relaxant. Asta voiam să zic, că și pe tine te-aș vedea tot la o nuntă pe plajă, păi, că de tare îți place ție marea. Păi da, relaxat așa, să fii chill, să nu prea ne stresăm. Nu fii toată lumea împopoțonată prea tare, știi? Așa, mai relax, mai. Stau la un râs pe plajă, un pahar în mână, toți, uh-huh. Știi? Mai chill. Să nu ne agităm prea tare, să nu ne aglomerăm. Când eu eram mic, de exemplu, și am crescut în Rădăuți, înconjurat de toți restul oamenilor, colegilor mei normali și oamenii normali din jurul meu, și eu îți spuneam ții că am toate visele astea mărețe, da? De a ajunge și de a face și de a fi și de astea, ce era mintea ta? Că așa o să se întâmple. Adică tu credeai chiar... că-mi iese mie tot ce vreau? Astea, nebunile astea ale mele? Să fiu magician, să fiu celebr, să fiu... Da. Da? Nu știu dacă chiar credeam că... Dar în sinea mea speram să ți se îndeplinească, da. Alex, când ai copii, ți se pare că tău este cel mai frumos și cel mai deștept. Și cel mai special, da, îmi dau seama. Dar dintr-un punct de vedere obiectiv, dacă ar fi. Păi n-ai cum să fii? Nu. Mm. Tu știi de toate visele pe care eu le-am avut, da? Ți se pare că am ajuns în punctul ăla de a fi împlinit? Nu. Bun. Deci ești de acord cu mine. Mai am puțin de muncit. Mai ai puțin, da. Doamnelor și domnilor, eu am fost Furmănelu. Ea a fost doamna Dina Furman, mama care m-a creat și m-a conceput alături de tatăl meu. Și pentru că nu sunt bun la încheieri, tare rău, nu? Asta e ieșirea mea din vlogger, de când eram eu vlogger, acum așa seama. Tare cocono.